Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție emisiunii de Inactualitate. Ca de obicei, miercuri este și atunci Liviu Popescu este invitatul meu în studioul televiziunii Vâlcea 1 pentru a vorbi despre multe și câte se întâmplă în jurul nostru. Dar înainte de a intra în... Bună seara, stimată și minunată! Bună seara, Liviu Popescu! Că rămânem în contextul discuțiilor dinainte de emisiune. Rămânem în contextul discuțiilor și atunci eu aș vrea să fac o trecere bruscă către un lucru care m-a marcat oarecum. Mircea Eliade spunea așa: dacă poporul român dispare de pe fața pământului și rămâne o carte a lui Eminescu, lumea va ști cine au fost românii. Astăzi se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu și este Ziua Culturii Naționale. Dacă înainte era un festivism deșănțat și singurul post de televiziune la care aveam acces avea amestecate emisiunile despre liderul Maxim cu recitaluri și cu multă poezie Eminescu, și totuși atunci Eminescu exista, astăzi nu vreau să spun că ziua Culturii Naționale s-a pierdut în vacarmul de evenimente politice care par să fie mult mai importante decât ceea ce ne definește ca popor. Și dacă am oprit pe stradă 3 tineri, 5 tineri și i-am rugat să ne spună ceva despre Mihai Eminescu, am putea să avem surprize groaznice de-a dreptul, nu că n-ar ști numele, ci că dincolo de nume, nu știu ce. S-ar opri, da. Și mai vedeam așa un fel de sondaj prin care arăta că românii cheltuiesc mai mult pe băuturi alcoolice decât pe cultură, cam 1% așa s-ar duce pe cultură și nu știm ce înseamnă cultură, poate un film la mall sau ce știu ce înțeleg prin cultură. Bun ar fi și ăla, măcar. Da. Drumurile prin județul Vâlcea, postul radio pe care îl ascultăm împreună cu colega mea este Radio România Actualități. Cred că am rămas un pic tributat de vremea Cerpesului de a căuta posturile publice sau care canale publice care cât de cât își păstrează, să știi, foarte mult din profesionalism la nivel național. Și diversitatea informației. Și diversitatea informației. Și Radio România Actualități este chiar un post de bun de radio. Și vreau să spun că au reflectat, Radio România a reflectat foarte bine în cursul zilei povestea Eminescu, inclusiv cu transmisii direct de la Academie, unde a un discurs foarte complet și complex a lui Aurelian Pop. Da. Și cum să spun, cine asculta postul de radio, nefiind, adică emisiunea nefiind patetice, necăzând în acele, cum să spun, clișee, marele poet, poetul național, Luceafărul, mitul și mai departe, deci l-au adus pe Eminescu, cum să spun, îngurgitabil, adică să înțeleagă să înțeleagă și în traducere liberă că România, adevărat, România modernă a început cu Eminescu. România. Și era firesc Eminescu să apară exact atunci, pentru că în acel secol abia România am început să scriem în limba română. Este un mare handicap. De ce România n-a prea avut până în secolul XIX cultură? Noi gândeam și visam și emoțiile și tot ce le aveam în limba pe care o vorbeam, din păcate scriam într-o altă limbă. A fost un mare handicap traducerea, proiecția gândurilor, viselor, artei. De aceea este să-i considera creatorul limbii române moderne. Da. Și atunci Eminescu a apărut timp bun. Iarăși Eminescu n-a fost de nicio culoare tipul ăla sărac, amărât. Da. Nu, a fost și un bun eseist și un bun filozof și un bun gazetar și... Și a fost de toate. Eminescu este kilometru zero. Și Eminescu e actual oricând. E bun și acum. Oricând este o poezie de Eminescu, merge, merită, fie tinerețea noastră să impresionăm o fată. Fie, iată, ambasadorul Statelor Unite a recitat sonoroase păsărele ca să marcheze Ziua Culturii Naționale și... Am înțeles că în Brazilia articolul Eminescu despre regulamentul organic și despre modernitate au ajutat statul Braziliei să dezvolte. Deci Eminescu nu-l cunoaște nici acum, după 170 de ani. Da, și apoi a venit Eminescu, dacă destinul României era cu totul altul, ar fi avut o altă anvergură internațională. Dar noi acum ieșim în lume cu literatura noastră și am pierdut 50 de ani. Mai mult că în acei 50 de ani de comunism, noi l-am mistificat foarte mult pe Eminescu. Da. I-am dat o latură patetică, siropoasă. Mai că făceam primul comunism în istoria... Da. Și i-am dramatizat viața, chiar dacă, sigur, viața unui poet și a unui
om de dimensiunea pe care a avut-o Eminescu este o viață plină de prăpăstii și de înălțări. Dar asta nu înseamnă că portretul care i s-a creat în perioada comunistă este cel autentic, pentru că apoi au apărut foarte multe lucrări în legătură cu el și încet, încet, pentru cei care vor să știe adevărul, dar rămâne ce spuneai, omul a apărut exact în momentul exact în care aveam nevoie de el. Avea nevoie și el reprezintă probabil o sinteză, pentru că totdeauna toată lumea spune chestia asta, care până la urmă e unică și că întreabă România ce aduce România în spațiul ăsta european. România aduce un complex foarte interesant în spațiul european. Nu aduce o chestie de wow, dar aduce o chestie foarte interesantă și Eminescu, din punctul meu de vedere, reprezintă exact rezultanta. România, statul ortodox bizantin, vorbitor de limbă latină europeană. Deci este fantastică această simbioză. Sunt singurii latini. Deci, o insulă de latinitate. Deci peruta asta, peruta latină a Europei, cu o religie, cu o spiritualitate bizantină, crescuți într-o biserică totul slavonă foarte mult timp. Deci este foarte interesant această poveste. Deci Eminescu este acel complex, reprezintă România asta. Și România continuă, România care continuă. Da, probabil că Eminescu ne reprezintă și de aceea spunea Iliade că cartea de Eminescu, dacă găsită peste 3.000 de ani, reprezintă România. Da, ar spune mult despre noi, exact. Ar spune mult despre ceea ce am însemnat ca sensibilitate, ca tot ce suntem. Am ținut să spun aceste lucruri. Sigur, și în Râmnicu Vâlcea s-au întâmplat multe lucruri, de la Episcopie, la Biblioteca Județeană, la Teatru Ariel și în alte locuri au fost marcate, au fost momente și evenimente care au marcat acest. Dar cumva s-a pierdut în valul ăsta de informații pe care le caută românii cu aviditate. Se pensionează la 70 de ani, avem anticipate, avem alegeri în două tururi. Acum o ia și PSD-ul pe urma celorlalți, se duce cu plângeri la înalta poartă, adică așa cum spuneau despre ceilalți că se plâng, acum se plâng și ei la Uniunea Europeană. O dăm pe naționalisme, da. o dăm în patetisme ieftine. Știi cum e? România, în momentul de față, din punctul meu de vedere, se află la granița între o modernitate, în sfârșit, consacrată, pe care trebuie să ne-o luăm, adică unde ne ducea Eminescu. Deci trebuie să ajungem la punctul ăla și să ne consacrăm. Avem toate aturile. Sau încă se zbate între noi și se rupe. Și încă se luptă, cum să spun, un demon al anchilozării, al trecutului, să te țină un pic captiv în stilul ăla, nu știu, combinația balcano-balcanico. Da, deci aici este România și se chinuie zdravă din 2007. Bătălia e foarte mare între cele două. E foarte aprigă. Da, aprigă pentru că obiceiurile vechi, bine împământenite, se lasă greu duse. E comod. Da. Necomod. Necomod. Și asta ține de un pic de psihologie, pentru că insuccesele în viață pe care le avem personal, în anumite capitole, suntem obișnuiți să nu dăm vina pe noi. Nu ne privim în oglindă, ci întotdeauna cineva din afara noastră e vinovat, pentru că eu am greșit, pentru că eu am picat un examen, eu n-am găsit un job, eu am fost dat afară, eu nu am banii ăștia. Deci cineva e vinovat, dar nu eu. Deci asta e, de asta discursul ăla vechi, învechit, e ăla că toată lumea e de vină, numai tu nu ești, sau insuccesul unei țări raportată unei societăți, sunt de vină ei. Există o conjurație care activează împotriva mea, de parcă sunt buricul pământului. Aici e. Și atunci România se luptă, exact este acea luptă de a urca odată pentru totdeauna în barca modernității, a normalului, a firescului. Și, Doamne, cât de ușor este. Da, ar fi ușor, dacă și România n-ar fi alcătuită din oameni care sunt și ei amestecați. Modernitatea nu este numai la partidele tineri. Modernitatea socială, mă refer, da, modernitatea socială. Da, adică, dar o întâlnești și în partide clasice, numai că nu s-a creat masa critică ca să se duce acolo, adică schimbarea. Nu trebuie să fii ipocrit. Trebuie să fii corect, să fii onest, să fii firesc și să ai responsabilitate. Da, și crede-mă, eu sunt uluită în continuare de cât de ușor ne mințim unii pe alții. Cât de ușor pentru trei firfirici manipulăm ordinar. Și manipularea făcută, eu consider și rămâne probabil motoul vieții mele, că manipularea făcută de oameni inteligenți în interesul propriu sau al unui grup este cea mai mare lipsă de patriotism care poate fi. Pentru că aceiași oameni se bat cu cărămida în piept și spun ce mult țin ei la țărișoara asta, și aceiași oameni sunt în stare să manipuleze pentru un interes
meschina în contextul pentru ei. Pentru ei, da, pentru ei și pentru și buzunarele păcă, și lor și păcălesc foarte mulți oameni. Da. Asta e, deci este simplu, e ca atunci când, domnule, când ies din ușa scării a e blocului. E ca și cum ne-ar trebui pe lângă un Eminescu, ne-ar trebui un Spiru Haret ca să ne scoată din să ne scoată la lumină, să înțeleagă, pentru că și învățământul e pe tobogan. Degeaba a început doamna ministru să ducă prin țară. Nu e rău că se duce. Dar profund se schimbă lucrurile în 10 de ani. Adică lucrurile pe care acum le pune momentul ar trebui să fie un moment zero în care într-adevăr să construim o altă structură pe care să mergem și într-adevăr să-i tragem lângă noi, pentru că uite, apar am văzut un documentar în care am văzut cum s-au născut mesajele anti-imigrație ale lui Trump, colectivul de un grup de oameni de comunicatori care au găsit personajul care să poarte aceste mesaje și l-au făcut și președinte. Și iată că foarte ușor se găsește o temă locală, socială, cum a fost primarul din Miercurea Ciuc sau din Târgu Mureș, găsești o temă populistă, pentru că, vezi, în fiecare, dar care te întoarce în evul mediu. Evul mediu, deci, da. Pentru că în ADN omul are și acea parte urâtă, întunecată, o avem cu toții, de a zgând, chestia organică, de a urâ ceva, da. Nu avem. Ei, de-aia apare un rațional, un rațiune care să înțelegi că anumite lucruri, poate că nici mie nu-mi place o anumită categorie de cetățeni. Categorii, că nu-mi place că m-am mâncat. Dar asta nu înseamnă să mă duc să-i urăsc. Să-i urăsc sau să-i tratez altfel decât ca pe ființe umane care au dreptul să-i ajut să evolueze, nu să le dai în cap să spui că n-au dreptul să urmeze o viață firească. Poate că nu-mi plac multe din opiniile pe care au politice la mulți oameni. Dar, deci, aceste mesaje cu de a îngrădi, de a desființa, de a dispare, eu nu pot să înțeleg discursul domnului Iohannis cu desființarea unui partid politic. Mi se pare un pic deplasat aici. Deci, a îndulcit-o. După ce a pornit foarte abrupt pe calea asta, care a îndulcit-o și a zis deci, nu... Deci, până la urmă, diversitatea, ca populație, ca opinie, ca aia. Deci primarul din Târgu Mureș, păcat de el, prin orașul arată extraordinar, e un oraș foarte frumos, este. Un primar gospodar, un primar care e de prin 96 acolo, a dat și a dat o sinceritate pe care nu și-a putut controla. Vina nu este neapărat a lui și a populației care au scăpat 40% din populație, zice, domne, bravo, e ok. Da, pe au fost comunicatori în jurul lui care l-au sfătuit, au găsit tema și au zis, domne, acum asta este și o temă de campanie, cum a fost tema lui Trump cu imigranții, să ajungi și, dar multă lume care e școlită, am înțeles multă școlită care spune, da, foarte bine, păi ia, sunt niște norociți care trebuie să... Păi, măi, să creează un precedent extrem de periculos. Ce facem? Următoarea etapă care? Îi crotaliem? După ce îi crotaliem, ce facem? Îi sterilizăm? Adică ajungem la niște teme naziste. Deci, bun, explicam cuiva, că zice, domnule, e foarte bun. Bun, ce faci? Următoarea lucru ce faci? Le pui crotal în urechea, nu? Carmotoare. După aia ce faci? După aia, și la urmă spune, da, trebuie ca... După aia le punem GPS ca să vedem pe unde se deplasă dacă ne fură. După GPS... Nu facuse și Cherecheș la Baia Mare, un fel de ghetou. După GPS, da. hai să-i desființăm. Da. Și de aici se creează, se propagă niște chestii extrem de periculoase pe care nu le înțelegem. Bun, asta este cu ura vis-a-vis de minorități. De-aia spun că raționalitatea și Europa asta de astăzi, aia în care noi suntem și spuneam de modernitate, se bazează foarte mult pe rațional, pe o cerebralitate, pe înfrângerea instinctelor sau, mă rog, sau măcar controlul acestor sentimente de ură, de... Asta e cel mai important lucru. Asta ne diferențiază. Devenim oameni. Da, să ne întoarcem la scena noastră, la ale noastre, așa. Ca mișcări interesante, nu discutam și înainte de emisiune și mie mi s-a părut interesant, de-aseară auzisem informația, l-am văzut pe Dan Barna într-o emisiune, deci au achiziționat, ca să spunem așa, unul din colegii noștri, jurnalist reputat și specialist pe probleme economice, dar o voce foarte, cu o amprentă foarte clară. Moise Guran, iată, este în USR și nu cred că va urma calea lui Rareș Bogdan pentru a obține mandate și o funcție. Cred că
în prima fază se va ocupa mai mult de partea de imagine, de campanie. Vor folosi expertiza lui, cel puțin în partea economică, da. pentru că hai să rămânem un pic pe USR. Valeria, USR-ul este un partid care, în momentul de față, e ca o insulă și nu are o direcție. Nu e nici la putere, nu e nici în opoziție. E încearcă să-și caute un sens. Dacă ar da în guvernul PNL, ar face opoziție, automat s-ar afla în barca alături de PSD, în care și-au făcut un traiect. Dacă ar ajunge, dacă ar fi pro-putere, păi de ce nu ești în tabăra lângă PNR și ești în opoziție? Și aici USR-ul, dacă nu știe să gestioneze, să-și ia un volan și să zică, mă, direcția mea asta, sunt în opoziție? Ia, unde sunt eu acum? Că ei nu știu. Sunt în opoziție, sunt... Ia-ți o direcție. Ori începi să te duci la PNL și să spui, domnilor la PNL, nu-mi place asta. A început și Ciolo să mai spună... Deci încep să faci opoziție, spună, pentru că dispari politic. Deja în sondaje nu mai stau așa de strălucit. Nu stau deloc strălucit. Am zis tot în emisiunea trecută și asta nu e... N-au o direcție. Nu e o surpriză, n-au o direcție. E bine că l-au luat pe Moise Guran. Este o voce care va putea să transmită niște mesaje. Tocmai asta discutam, lipsa lor de mesaj din ultima perioadă. Dai în PSD, bun. Păi dai în PSD ca... Și-au revenit foarte greu după dușul rece de la prezidențiale. Da, dar trebuia să-și aleagă o treabă. Bun, asta e. Ori sunt la putere și atunci, domnul Orban, gata, vin și vă susțin. Mă alătur noastră în putere, iau două ministere, așa, făceau treaba asta, bun. Sau dacă nu, sunt în opoziție și încep să am guvernul sub monitorizare. Da, e foarte interesant acum, pentru că l-am auzit astăzi pe Klaus Iohannis spunând că sigur vor fi alegeri anticipate. Cum se vor realiza aceste lucruri? Mai greu de... Foarte greu. Foarte greu, aproape imposibil. Alegerile anticipate la momentul ăsta ar favoriza doar PNL-ul. USR-ul nu l-ar favoriza. De nicio culoare și nimic. Da. Nu, iar PSD-ul sigur nici pe departe. Deci USR-ul care a ținut care asta a fost una din condițiile puse susținerii guvernului Orban, au fost alegerile în două tururi și alegeri anticipate și alegerii parlamentare anticipate. Dar USR-ul acum nu este deloc favorizat de o astfel de mișcare. Am mai aflat că prin ordonanță de urgență, nu prin asumarea răspunderii, pentru că domnul Ciolacu, după ce a amenințat că se duce la înalta poartă, adică reclamă guvernul Orban în Europa, a și spus, s-a tot vorbit de o moțiune de cenzură, deci nu prin asumare, pentru că prin asumare o moțiune de, ar putea să cadă guvernul. Ar trece, pentru... Și ar cădea, prin asumare, prin ordonanță de urgență ar putea să apară foarte curând alegerea în două tururi pentru alegerile locale. Și aici va fi, aici se va începe întregul scandal constituțional, mediatic, european, reclamații și nu știu cum va fi. Crezi că va fi o ordonanță cu efecte, pentru că se vorbește foarte... Cred că va pica, pentru că în momentul ăla domnul Orban le-a spus aici la Vâlcea colegilor din partid primari că singurul partid printre puținile sau singurul partid serios cu care poate colabora în Parlament și merge punctual și înțelege anumite lucruri este UDMR-ul. Este un partener serios. Care nu vrea alegeri în două tururi. Exact, partidul care a zis, domnule, eu vă susțin orice punct de vedere mai economic, puțin alegeri în mai puțin asta. Da, pentru că în orice comunitate în care mai au un candidat maghiar, în turul 2 se coalizează toți mai mult. Eu am o anumită idee a mea. Eu, acum, din ce cunosc și ce pot să spun, este faptul că primarii PNL nu-și doresc alegeri în două tururi. Și nu mă refer la primarii doar de Vâlcea. Și sunt convins că primarii de la nivel național nu-și doresc. Și în diferite... poziția au exprimat asta. Dom'le, nu ne dorim. Da, suntem convinși că putem câștiga în turul 2. Dar cu o negociere cu locul 3. Locul 3 la ora asta este posibil să fie USR. Este sigur USR. Și atunci, deci, ALDE este în disoluție aproape totală. Edilii PNL nu își doresc să negocieze, să ajungă la negociere cu USR-ul. Viceprimar, un loc putea, deci asta e. Și atunci PNL-ul la nivel național, de Orban nu poate să iasă.
există un electorat foarte radical care zice, domne, Orban nu poate să iasă, domne, nu facem alegeri două tururi pentru că nu vrea, nu de mereu că și mă lasă baltă, nu vor primarii PNL ca ăsta e mei și care înțeleg. Bun, și atunci maschez treaba asta cu un joc politic de imagine foarte frumos. Domne, mergem, asumăm ordonanța. Pică, nu, ia. Nu vă facem asumare. Da, ordonanță, dar care ordonanță va intra, va fi contestată la Curtea Constituțională. Da, și atunci va intra în Parlament, că va trebui să intre în Parlament. Va pica, deci, da, uite, domne, noi am încercat să facem treaba asta. Uite, domne, nu ne-au lăsat. Ei PSD-ul ăia răi, ăia nu ne-au lăsat. Și de atunci te scoți și în fața alor tăi, că rămân lucrurile cum am stabilit și în fața UDRM. Uite, te scoți și în fața electoratului, domne. Uite, noi am vrut-o, dar n-au vrut-o aia. Este un joc foarte frumos, bun de imagine, bravo lor, asta e. Dacă se ajunge la anticipate, nu vor anticipate. Cred că nimeni aproape nu va, mai puțin USR-ul, care în sfârșit sunt o parte din USR, ca să nu generalizăm. Și mai e o chestie, dacă avem anticipate, când le avem? Că nu le avem mâine. Sondaje, poza e asta, dar peste 4 luni, peste 5 luni, avem altă poză. Nu spun că PSD-ul e knockout. PSD-ul la ora asta, categoric luna noiembrie, PSD-ul nu e un pericol. Are un 18. Depinde ce se întâmplă pe scena politică. Nu cred că vine. Depinde ce se întâmplă la congresul din februarie. Nu cred că vine Barack Obama la PSD să zice partidul. Deci PSD-ul are 18% în noiembrie. Dacă ar crește, nu ar depăși niciun caz 25%. Deci PSD-ul nu e un pericol. De asta spun că PNL-ul anticipate, adică tu ai acum un 45, am un sondaje, niciun caz pe noiembrie nu scazi sub 35. În niciun caz. Oricât ai, deci nu scazi. Și atunci, de ce? Da, e interesant de văzut. Acum, dar lucrurile astea se vor clarifica până săptămâna viitoare. Și electoratul de dreapta nu e prost. Nu e prost. Și știi care chestia vrea? Nu gustă această joacă. Bă, ai luat guvernarea, e ok. Până la ora asta, premierul Orban nu a dezamăgit, serios, în afară de numirile de secretariat de stat, care sunt multele, pe la Năsăud, aduși, că aici... Și vorbeam asta cu cineva, PNL-ul și-a păstrat palierul clientelar, zona secretarilor de stat. Acolo, organizațiile de partid și-au trimis fiecare băieți de-a lor, da? Frumos. Ca și la Vâlcea, ca și tot. Măcar față de PSD nu i-au pus la etajul 2, cum se spune. Nu i-au pus miniștrii. Da. Aia e diferența. PSD-ul mi l-a pus ăla Arsenie, mi l-a pus pe Andrușcă, ministru, care a fost o calamitate. Măcar PNL-ul a zis, domne, în față îmi pun totuși niște oameni. Andrușcă și Viorica Dăncilă erau și pentru ei reperele unui anumit gen de capacitate intelectuală. Chiar acum chiar își propun așa un fel de slogan fără... Da. În schimb, PNL-ul asta a făcut un gest frumos și a pus clientela de partid sau datoriile față de organizații locale în secretar de stat, undeva care nu se vede, nu cuvântă, nu comunică. Fătuca de la Bița Năsăud, că aia a fost, nu știu, avocată. Da. Au întrebat-o care... poziția ei despre desfințarea secției speciale, da. Pe care PNL-ul se lasă un memorandum și fata a spus că, dom'le, nu vă pot da opinia. Acum să vedem care e politica PNL-ului. Mă, e fată, da. Sunt oameni care nu citesc, oameni care sunt așa... Sunt provinciali, sunt provinciali. Nu provinciali. Până la urmă, în momentul în care a intrat într-un partid și aspir la... prin relațiile conjuncturale cu organizația locală, da. Și aspiri la o anumită poziție, măcar trebuie să ai mintea deschisă să vezi ce spune partidul ăla, ce gândește. Dacă nici atât nu faci, atunci chiar nu ai ce să cauți în... Uite, la Vâlcea avem un secret pentru ultima poziție de secretar de stat, avem o luptă, o rivalitate între Victor Stănculescu și Gheorghe Păsat. Politică, rivalitate, da, nu. Da, oamenii da. Sunt prieteni, sunt colegi, probabil. Da. Dar se luptă pentru un post de secretar de stat. Deci acel eșalon de care a spus, în care fiecare și care județ... crezi că ar fi mai bun? Ca să facem așa o... Sunt relații bune cu amândoi, amândoi și nu vreau să supăr nici pe unul, nici pe celălalt. Da, asta mai e. Împăciuitor. Da, nu vreau. Da. Deci asta spun. Deci revenind, eșalonul, deci PNL-ul are un mare, deci o bilă albă. Și a pus datoriile politice față de organizațiile județene în eșalonul 2, unde nu se văd secretar de stat. Da, bravo. E foarte interesant. Deși nu-mi place nici chestia asta, sincer. Da.
Da, la Vâlcea este așa o conjunctură mai specială, pentru că bătălia la municipiu va fi una crâncenă și va fi o bătălie... Dar n-avem candidat decât unul singur la ora cu asta. Rezultat previzibil. Da, e foarte interesant ce face, ce face Peru. Se extinde în județ, își face filială la Drăgășani. Și în unele zone încurcă PSD-ul. Și încurcă pe mulți. Și PNL-ul, da. Evident. Pentru că Peru neexistând, Peru a fost recreat aici, la Vâlcea, de către Mircea Gutău, cumva. Da, da. Și aici a obținut... La nivel național e un ONG. Da, este ca un ONG, la așa. La nivel național. E foarte important ca influența lui să fie... Să vede, da, la, mai... la, de exemplu, la Horezu va fi o luptă în trei. Da, va fi o luptă în trei. În trei, da. Nițu, pe, da, Nițu, Fârtat și Sărdărescu. Și deci, Sărdărescu, deci, da. Acolo, și mai sunt locuri în care Peru vine și încurcă socotelile. Da, da. Mai sunt locuri în care încurcă socotelile și... Pe, da. Ca și la Râmnic, dacă ca la Râmnic PSD-ul ar putea încurca socotelile. Depinde cu ce iese la bătălie. Dacă iese la bătălie. Păi ar trebui până la urmă un partid mare își permite să nu iasă la bătălie. La ora asta avem un singur candidat la primăria Râmnicului, cunoscut, da. Și unul care vrea să candideze, dar nu are partid. Deci atât avem, da, la ora asta. Da, da. Atât, în rest n-avem. În rest este așa o secretomanie și suntem, iată, suntem chiar la jumătatea lunii ianuarie. Cred că, ei spun, domnule, până la 1 martie, târziu până la 1 martie. De mărțișoar. Da, mi-i de scoate mărțișoar. Mărțișoar. Vor ieși mărțișoarele la iveală. Mărțișoarele. Baba Dochi aș va lepăda cojoacele da. Către... În a noua zi vom afla... Da, da, da. E foarte, foarte interesant ce se întâmplă, pentru că altfel, așa, pe plan local, pare liniște și pace, dar... E foarte echilibrată lupta, e foarte... Este echilibrată. Multă lume îl vede pe Cristian Buican, când de la PNL. Punctul meu de vedere pentru Cristian... La primărie? Nu, la județul, la județ. Din punctul meu de vedere, da, are o șansă pe partid, dar pentru Eu cred că dacă Cristian Buican va găsi o variantă, nu va candida la Consiliu. Cristian Buican, pentru Cristian Buican, la poziția pe care o are în partid la nivel național, da. ar fi o coborâre. Da. Deci ar scădea o treaptă. Deci, iar Buican... Și cine să se bată cu Constantin? Iar Buican e un animal politic care nu iese la o luptă pare pe care știe că o pierde. N-a mai ieșit. Naiv. Da. Dar acum a mai trecut niște ani, s-a mai hârșit, mai are mai multe cicatrici pe el. Da, 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 a mai învățat să și vorbească, adică să și comunice. Părea mea că Buican mizează pe un post ministerial, dar într-un guvern definitiv Orban sau da, guvern definitiv PNL. Nu într-unul care de o lună, două, deci miza lui Buican. Mm-hmm. El fiind acolo, destul de bine plasat în schemă. Este, da, și bine văzut, așa da. Pare. Așa pare, da. Asta e. Deci, nu știu pe cine ar putea aduce PNL-ul aduce la județ candidat. Și pe cine ar putea aduce la primărie. La primărie are și... Da, da. La primărie paleta e foarte largă. Este, da. De la Jianu, doamna Banu, există și Sebi Fârtat luat în calcul, sunt mai multe. Există Bârvulescu, da, omul da. Fără partid care își caută. Da, da. Deci, sunt mai multe nume. Deci, la ora asta, asta e ciudat că avem doar un singur candidat. Da. Care pleacă cu prima șansă până la urmă. Nu știu ce se coace prin laboratoarele partidelor, că nu se coace mare lucru. Dacă la nivel național ideea a fost că PNL-ul trebuie să aibă propriul candidat și bătălia la București va fi una... E foarte dură, da? E dură. În contextul ăsta. Da. La nivel local, cu atât mai puțin văd să se facă o înțelegere între PNL, USR Plus și PMP-ul, care nu prea există aici, adică e, nu, în sfârșit am văzut niște reprezentanți ai PMP-ului în afara fostului senator Nicolae Pătru, niște tineri care mai au multe de păscut așa. Abia sunt la alfabetul politic. Da, 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 da. Și e... Și la județ avem doar un singur candidat. Da. Tot unul singur, da, momentan cunoscut. Cel care și-a apără mandatul în funcție. Exact. Care... În momentul de față n-am nicio noutate. Nu știu dacă mai există ALDE la nivel de județ. Păi mai există, dar nu știu câți mai există, că pleacă și de la nivel central, la nivel local. La un moment dat erau mai multe ALDE-uri în acest ALDE. Da, da, da. Era și grupulețe. Omul care a pus bazele acestei televiziuni era și la un moment dat în ALDE. Da, da, s-a retras și... s-a retras. Da, da, a înțeles da. Că... Mă bucur, a înțeles că parcă... Are o anvergură intelectuală care îi poate permite să facă cu totul altceva. Că există și viață după politică. Da, există și viață după politică și cu siguranță va reuși să facă lucruri. Nu știu ce mai face domnul deputat Lovin. Va mai candida? Va mai...
Nu cunosc, nu știu. Nu, știu că domnul e conștiincios, în fiecare lună are o declarație, o interpelare, deci e acolo în Parlament. Dar... Da, e interesant ce s-a întâmplat. Dar e destul de discret. Da. Prezență foarte discretă în politică. Sunt foarte multe partide care încearcă să-l... Că mi-am adus aminte acum de faptul că Dan Nițu preluase partidul și la apariția grupului. Înțeleg că Remus Grigorescu și cu Adrian Boșu se judecă și cu Nuică și cu Neamu se judecă. Aici a fost un alt de interesant. Aici a fost un alt de rup din PSD, față de nivel național, unde alte erau din cioburi din PNL. Da. Aici a fost un ciob din PSD. Din PNL și din PC, da. Da, asta a fost. Continuăm după câteva minute de publicitate. Revenim, doamnelor și domnilor, alături de Liviu Popescu de la Râmnicu Vâlcea UIC. Ne-am întors în direct la mine, Liviu Popescu, la Râmnicu Vâlcea UIC. Pe plan local, asta spuneam, că în afară de știrea asta cu USR, de niște comunicate pe care le trimite Andrei, de faptul că Peru se extinde și iată, s-ar putea să dea bătăi de cap în anumite localități, ba chiar și în municipiu, pare să fie o acalmie, așa. O acalmie, pentru că furtuna urmează. Da. Hai că localele, în afară de Râmnicu Vâlcea, unde e interesant, restul pe la, până sate, lucrurile sunt lămurite. Cam tranșate, da. Dacă va fi un singur tur de alegeri, cred că în 90% din primari pleacă cu prima șansă. Nu știu, se poate la minut, dar pleacă cu prima șansă. Cam grosul, pentru că știi cum e? Nu știu dacă pot număra pe deget de la o mână localități în care nu s-a făcut nimic. Nu le pot, pentru au la fie fonduri guvernamentale, fie fonduri PD, au făcut ceva prin comună, pentru că s-a ajuns la faza în care nu poți să stai de pomană acolo. Sunt și câteva excepții. Da, puține, dar sunt. Da, sunt. Bun. Ei, lucrurile se vor încurca pentru toamnă, unde sunt parlamentarele. Și nu mai e loc pe liste. Nu mai e loc pe liste. La unii nu mai e, la alții s-ar putea să mai fie. La mai mare. La PSD va începe foarte ușor, foarte în timp. E deja simțită o luptă pentru bucățica aia de pe pluta aia. Acum, la faza asta, e o bărcuță. Deci, pe pluta aia, unde s-a ajuns generos, 5 au fost parlamentare. Adică am avut în 2016. Așa. Acum se micșorează. Pe cine tăiem? Ne amintim și atunci, când a fost alegere preliminare, listele pe... Cum au fost, jocuri s-au ce făcut jocuri, și deci... cum au plâns unii în Batista. Da. Unii că stau până la 9, unii au stat până la 9 seara, sperând că sunt pe listă. Da. Unii care au făcut bot umflați. Așa, deci va fi foarte interesant. Ce parlament avem? Avem pe Ovidiu Pop, avem pe Vasile Cocoș, avem pe Eugen Neaț, avem pe Daniel Otășanu, deci avem deputați. Bogdan Matei, senator. Deci acum este interesant. Deci anul ăsta sunt convins că toți vor da din coate. Dom'le, eu sunt bun, eu m-am făcut, eu m-am luptat, eu am fost fidel, loial. Deci aici e povestea. Pentru că PSD-ul, la scorurile pe care le are acum, și hai să spunem, hai să păgăm generos un plus până la un 25%. Depinde cum își va juca cărțile în... Vor avea un senator și undeva doi deputați, plus un al treilea, să spunem, plus un al treilea prin distribuie. Dar dacă 18% e dezastru. Da. Dar să spunem un 25%, să zicem, da? La nivel... Ei, nu, pe Vâlcea lucrurile stau altfel un pic, la Vâlcea. La Vâlcea stau. Dar Vâlcea stau altfel, lucrurile am văzut și la prezidențiale. Da, stau altfel. Deci, mobilizarea. Da, este clar că PSD-ul, dacă facem poza momentului, va băga maxim 3 deputați, maxim 3, prin distribuit, la poza momentului și un senator. Da? Un senator. PNL-ul, în sfârșit... Vine cu cel puțin 3 deputați, poate băga chiar pe al patrulea. S-a schimbat un pic situația. Poza momentului, da? Repetăm asta. Da, și da, un senator, până în noiembrie sau până senator, când vor fi alegerile. Și USR-ul categoric va avea un deputat. Va avea un deputat. Va avea un deputat, da?
Deci asta e poza momentului. Ei, la PNL, acum venim porția mai mare, va fi mai mare coada. Așa este. La PSD, în schimb, va începe probabil vânzoleala, da? Și la PSD și la PNL va fi vânzoleala. Da, și atunci... La PSD există varianta că deocamdată pe piață Constantin Rădulescu este singurul candidat, dar mai e puțin și vom afla ce candidați vor fi la alegerile pentru Consiliul Județean. Dacă Constantin Rădulescu câștigă încă un mandat, e mai simplu. Dacă nu câștigă încă un mandat la Consiliul Județean, Constantin Rădulescu va fi primul pe lista de la PSD. Și după el potopul, adică vom vedea cine va ocupa locurile 2-3 care sunt sigure, și acolo va fi mare bătălie. În cazul în care, într-adevăr, Constantin Rădulescu câștigă alegerile, atunci e mai aerisit un pic, dar tot cu o bătălie foarte mare. Ții minte că ne spunea în emisiune că a fost mulțumit de toți parlamentarii, ce era să ne spună, că doar el i-a pus pe listă. Deci avantajos, cum ai spus, este Rădulescu. El, dacă pierde CJ-ul, automat are loc, are loc întâi la deputați, pe primul loc. Da, sigur va fi, da. Deci, și atunci se mișurează spațiul pentru ceilalți. Adică mai rămâne încă unul cert și încă unul distribuire. Problema este cu niște parlamentari mai vizibili și mai activi, așa, pe care i-am văzut, adică Eugen Neață și Daniela Oteșanu. Va fi, mă gândeam, probabil că între cei doi va fi o luptă pentru poziția pe listă. Da, va fi o luptă pentru poziția pe listă. Daniela Oteșanu e o persoană care vorbește și care da. E vie. Da. E un parlamentar viu. Așa. Da, dar mai sunt și ceilalți. Garda tânără. Și mai este garda tânără. Bogdan Matei, care a fost și ministrul tineretului și sportului. Care e și un pic șifonat din toată ecuația. A și cam șifonat. Șifonat, da. Pentru că a fost neinspirat în câteva momente naționale. Da. Ovidiu Popa mai cu minte și mult mai discret, dar destul de... Da, da. Așa. Toți loialiști. Toți loiali lui Constantin Rădulescu. Normal, normal. Vasile Cocoș și-a văzut viitoare. Și-a făcut portofoliu. Acum, nu știu cum e, că domnul Ciolacu spunea și oameni din PSD spuneau că ei vor susține eliminarea pensiilor speciale. În cazul ăsta, chiar dacă a avut un mandat, s-a bucurat de un mandat, nu va mai avea pensie e specială. E la butonier, are un CV. Dar să nu le plângem de mine, din punctul ăsta de vedere, știi? Da. Așa, domnul Cocoș, care nu are o situație financiară proastă. Nu, nu, tocmai. Deci, n-a venit să se căpătuiască în politică. Nu, el a avut și o carieră... Da. Serioasă, adică domnul Cocoș și doamna Oteșanu sunt oameni care au în spate un background. Deci n-au venit în politică, domnule, am venit că aici ne găsim un rost, noi nu știm să facem nimic, așa trebuie să facem politică. Da. Așa este. Nici Eugen Neață. Nici Eugen Neață, că și el nu are statut, a făcut ceva în spate, are și o pensie serioasă din poliție și nu e... dar ca idee, va fi o bătălie foarte tare. La PNL nu știu dacă... vor avea curajul, am văzut niște tineri care s-au reîntors în partid, vor avea curajul să facă niște propuneri. Eu mi-amintesc plecarea Ilianei Moise din partid, bine, da. Cu toate chestiile, și mi-amintesc atunci bătălia din 2016, bătălia pentru locul 2, 3 și toate jocurile care s-au făcut și acolo. Deși aici, eu zic că bătălia va fi mare și în PSD, mai disciplinați. Da. Dar în PNL va fi mult mai mare. În care Buican va avea un cuvânt de spus. În mod sigur. Categoric, va avea ultimul cuvânt. Deși mulții cântau Prohodul și spuneau gata și lucrau. Acum 4 ani Buican era un personaj mort politic. Da. Uite că Buican și-a consolidat poziția. Ia spun că e un animal politic. Este, da. Și, deci învie și cade ca pisica exact în picioare. Da, parcă așa. Avea deci, nouă vieți politice. Da. Este balada aia scrisă cu... Da, da. Așa, omagile conducătorilor iubiți. Da, da, e o boală. E o boală de care nu scăpăm așa. Ușor. Probabil că generațiile de după noi, eu știu, vor inventa alte balade. Dar e important să nu le placă. Da, important este să nu le așa. Placă. Așa, da. Deci, da, Buican va avea un cuvânt de spus la lista, cu atât mai mult acum Buican va avea un cuvânt de spus la lista de partid. Dar Buican trebuie să înțeleagă un lucru până la urmă. El dacă se va erija foarte mult timp într-o autoritate, într-un stil un pic dictatorial, să spunem, nu permite
Nimic. PNL-ul trebuie să permită totuși să crească ceva pe lângă partidul ăla. Faptul că la municipiu este Claudia Banu a făcut să nască în jurul ei o echipă destul de interesantă. Da, îi vine generația Claudia Banu, să spunem, cu Sebi Fârtat. Sunt generații frumoase, să spunem. Da, și cred că aici, acum depinde dacă asta va... și Claudia Banu iarăși este un om care e pe picioarele lui, adică nu are probleme, n-a intrat în politică și nu s-a reîntors în politică, a fost tot timpul cu așa pentru a-și face un nume sau a-și face o poziție profesională, pentru că o are foarte bine stabilită, știi? Romulus Bulacu acum depinde dacă mai dorește un mandat, nu știu cât iese reșifuna din Povestea cu Ani. Îl avem acolo pe Victor Popescu, un tip cu potențial, veșnic potențial, pe care vrea și el la un moment dat să confirme. Da. Și atunci, știu că a fost, acum 3 ani, 4 ani a fost rivalitatea, adică rivalitatea a fost, s-au bătut pe listă până la urmă. Da. Deci probabil că Victor Popescu dorește în continuare să aibă un și cuvânt de spus. Și Victor Stănculescu dorește. Victor Stănculescu vreau că dorește să intre în guvern acum. Victor Stănculescu, care am văzut că a lucrat foarte mult cu discursul, avea un discurs, era ceva mai umoral, mai frus, mai... Da, a făcut câteva gafe în campania trecută, aproape impardonabile. Așa. Până la urmă trebuie să maturizeze și oamenii, cât de cât, așa. Așa. Da. Deci aici, vor fi, cum am spus, bătăi pe liste, pe liste. Unul de la Plută a ajuns Bărcuță, unul brusc a apărut niște... anexe, deci cum sunt mesele și erau pe vremuri, știu dacă mai aveam, masa aia care, de sufragerie, care mai... Se desfăcea mai trăgeai... Să încapă toți musafirii și toată familia deci, la PNL s-au desfăcut acele două laterale, la PSD, pac, și acum e important ce pare au rămas în aer și pot să pice. ALDE nu va mai exista, spun eu acum. Ce va face pro-România? Pro-România nu știu dacă va mai fi până anul viitor. De ce? Până care anul viitor? Până anul ăsta? Până în toamnă sau până când vor fi. Pentru că, uite... Se evaporă. Știi ca naftalina, mi se pare că aia care... Da. Se sublimează, da. Nu? E foarte interesant. Nu l-am mai prins pe domnul Răzvan Cotovelea, care răspunde de organizația din Vâlcea și la Vâlcea, dar să sperăm că va mai veni să ne spună cam cum, că tot mai pleacă și de la ei oameni. Victor Ponta a fost și personajul care, spun eu, a fost cea mai dezamăgitoare prestanță anul trecut. Deci a lucrat extrem de sinusoidal. Așa e. Acum părea un tip. Părea o speranță, după care... Acum părea ca un tip european, reformist cu tare, după care dădea niște bănăieri, dădea de te întorceai și am zis, ăsta e Ponta de acum, domn din USL. Da, acum să ne gândim care a fost evoluția lui în politică și ne dăm seama că mai mult de atât, nu știu. Sofie poate și-a atins vorba și-a atins maxim. Toată lumea spera că și-a învățat lecția și că va avea o altă prestație. Prestația lui n-a fost. A fost așa un fel de divide timper, acum să ieșim noi bine și am ieșit rău. Au ieșit rău până deci, la urmă. Deci, USR-ul am zis, probabil că Andrei Gheorghiu, dacă rămâne configurația asta, Andrei Gheorghiu probabil că va ieși la joacă în lupt electoral acum în iunie, dar va fi probabil candidatul care va... Va avea un loc în Parlamentul Român. Da. Și va avea și un cuvânt de spus. Un tânăr care a crescut anul trecut, l-am văzut aici în emisiune, l-am văzut și când era mai timorat și a început să fie mai deschis. Are o minte organizată? Da. Deci ăștia vor fi parlamentarii noștri de anul viitor. Adică acestea vor fi locurile. Locurile și luptele. Da. Lupte, deci luptele vor fi, luptele interne vor fi masive. Vor fi masive, da, într-adevăr. Aici va fi... Noi vom fi foarte atenți în ce sens. Eu sunt foarte curioasă dacă partidele au învățat ceva din ce vor trimite în Parlament. Pentru că nivelul Parlamentului a fost unul destul de scăzut... poate mai scăzut decât alte, nu știu, cred că au fost, ascultam discursuri parlamentare chiar și în primele parlamente, dar mi-amintesc chiar și de Crin Antonescu și de alții și de reprezentanții ai PSD-ului și de ai altor partide. Acum a coborât oarecum nivelul și să sperăm că vor înțelege să trimită cumva să-și filtreze, să-și cernă mai bine oamenii pe care îi vor trimite în partid. Aș prefera să văd și eu pentru prima dată o generație de politicieni care să nu vorbească în clișele partidului. Cam greu. I-am vorbit recent și cu domnul Dulescu, da? I-am spus, domnule, se apropie un congres, da? Încearcă să ieși din limbajul ăsta provincial. Dacă te simți bine pe trendul ăsta, europenist, reformist,
genul Negrescu, genul cu tare. Eu cred că de ei, depinde de Constantin Rădulescu și de alții, depinde ce drum va lua PSD-ul în viitor. Că și dacă rămâne pe mâna lui Stănescu și al oprișenilor și al bădăilor, Colivă scrie pe ei în noiembrie. Da. E interesant ce vor face. Iar Ciolacu nu are amvergura unui lider național. E ok, așa, a fost omul care... Știe să joace. Știe, dar nu are amvergură de lider național. Fac pariu că are și dialog cu Rodovic Orban. E posibil. În privat. Da, sunt convinsă că poate să aibă, că nu e genul de om atât de visceral. Nu, dar nu e fanatic. Nu l-am văzut într-un fanatism. Nu, deși știe și când să fie ferm, așa. E interesant cum se prefigurează anul. Așteptăm noutățile, ca să zic așa. Încă nu știu când va fi conferința județeană a PSD-ului înainte de congres. Probabil către sfârșitul lunii. Este cu alegeri, nu aici, nu? Da, către sfârșitul lunii. Nu, la ora asta Dorescu nu are rival. Nu, nici nu se pune problema să aibă rival, dar acolo stabilesc și delegația. Deși mi-ar plăcea să existe oameni care să candideze. Nu așa de farmecul democrației. Stabilește și delegația și mesajul care se vor duce la congresul PSD. Și e vital pentru ei să se ducă cu un mesaj adaptat. Și important dacă Vâlcea începe să spună ceva în politică. Da, asta este. Adică vă asuma să intre într-un conflict direct cu tabăra aia cleptocrată și cu ăia care au îngropat partidul? Da, interesant ce va fi. Vom urmări și noi, Liviu Popescu, că vorba aceea, atâta vreme cât din asta nu te pensionezi niciodată și când ești la pensie rămâi atent la ce se întâmplă, odată ce o viață întreagă faci jurnalist și ești atent la mișcările din jurul tău și la ce spun oamenii și ce fac oamenii și cum gândești și încerci să traduci asta într-un fel, în niște mesaje simple și pentru cei de acasă, eu cred că vom vedea. Va fi un an interesant oricum. Da, ce spun? Am uitat să te întreb, că bați foarte mult teritoriu. Ce spun primarii? Cu ce speranțe au intrat în noul an? Să știi că primarii PSD, în majoritatea lor primarii PSD, vor o nouă candidatură politică la conducerea PSD-ului. Deci vreau să spun că toți primarii PSD cu care am intrat în contact, nu știu, mi-au fi spus mie că mă știu pe mine, că sunt mai... Dar, nu, eu cred că au spus dar că... parcă nu mai vor baroniada. Da, deci, vor să schimbe și ei. Zic, domne, aici am ajuns cu ăia. Adică ei au fost cei care au muncit, care au adus voturile, pentru că baza partidului... Și s-au zbătut pentru candidat destul de greu ingurgitabil. Da, s-au zbătut pentru candidat și acum vor și ei să arate lumii că... Adică sunt primari care spun, domne, pentru Joana am luptat, că chiar îmi plăcea, am luptat pentru Ponta, că era ok. Pentru ce am luptat, că era partidul. Da, și că trebuia partidul pentru să iasă partidul, bine. Dar fără tragere de inimă. Deci primarii PSD, care sunt mare parte sunt șefi de organizații, își doresc... Și care vor rămâne, că sunt acolo. Da, și își doresc o altă formulă de conducere a PSD-ului, pentru că spun ei, cu asta am ajuns în groapă. De aceea e importantă conferința județeană. Că eu bănuiesc acești primari... Vor avea curajul să vorbească în spațiul interior? Vor avea curajul să vorbească în interior și să spună ce doresc, care va fi mesajul care se va duce Constantin Rădulescu la... Primarii PNL, să știi că în majoritate sunt mulțumiți de guvernarea Orban și vreau să spun că sunt... Am remarcat un discurs ok, dar... Dom'le, îl plac pe Orban ca om. Deci Orban... Orban s-a rebranduit și el un pic, pentru că nu mai e Orban. Dar în discuțiile familiare pe care le-au avut în spațiile lor, închise, fără ochii noștri, Orban a rămas un personaj foarte ok, nu prețios. Nu are aroganța Nu are daia de... Da. Hai, să sperăm că va rămâne așa în continuare. Doamnelor și domnilor, și mâine seară suntem alături de dumneavoastră la televiziunea Vâlcea 1. Liviu Popescu, mulțumesc tare, mult succes și să avem un an... plin de evenimente care să fie și nu numai să ne dea nouă apă la moară să scriem sau să vorbim despre ele, ci să și contribuie la drumul ăsta pe care îl vrem cu toții pentru... Spre modernitate. Mulțumesc tare mult încă o dată. O seară bună, doamnelor și domnilor!